Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Ah, da, o nouă etalare la alegere. Mesaje de la ei, ele. Mesaje. Mesaje. Ce vor ei să vă spun? Înainte să încep etalarea, vreau să vă ofer această floare. Ați mai văzut-o ieri. Bine, am două roșii și trei galbene. Doamne, sunt superbe, sunt alea mirositoare, că știți că au scos unei niște frezii care nu miros. Mie îmi plac frezile care miros. Este bestial, bestial, este. Da, a început un picuț așa, dar oricum le lasă să se usuce. Așa cum a lăsat și lalelele. Și poate mă joc un pic cu acele petale. Într-o formă sau alta, nu zic cum, am niște idei. Bine, ideea tot timpul. N-am timp să le pun pe toate în practică. Ok, deci aveți 1, 2, 3 și 4. Ați avut timp să vă gândiți? Sau n-ați putut să vedeți din cauza florii? Deci, mesaje de la ei. Puteți să vă gândiți la mai multe persoane. Eu zic să alegeți cât un număr pentru o persoană. Dacă întâmplător ceva vă atrage, puteți să luați două, dar nu toate, că nu se poate, e imposibil. Toate mesajele să reprezinte o singură persoană. Vă rog, calmați-vă. Așa, și mai am ceva în plan pentru ziua de astăzi. Trebuia de aseară, dar mai, sunt așa. Am o primăvară foarte tumultoasă. Nu știu cum e a voastră, dar am început așa primăvara foarte. Foarte ciudat. Ok, ați ales? Hai să pun deoparte numărul 1. Ok. Ce frumos, dar asta trei împreună. Asta iese așa un pic în... Am căutat în toată casa broșe. Toată casa, în tot apartamentul. Deci, am zis că astăzi, nu v-am zis, vreau să integrez ceva nou, vreau să integrez litere. Hai să vedem, am aici o tăviță cu litere, o tăviță care a fost cândva cu petale uscate, așa că s-ar putea să mai pice polen, nu cu litere, vreau să fac și mai multe litere. Hai! Numărul 1, ce vreau să vă spun, numărul 1, așa aud? Hai să vedem. Asta ce e? N. Hai să ne jucăm un pic, da? Ne jucăm? N. K. J. F. Z. K. Ar putea, la câte litere sunt, ar putea să fie X. Vedem ce ar putea să fie asta. X. Asta ce e? R. Evident, dar câte numere sunt? 2 de K. K, da? N, 2 de N. A, asta e H. H. T. Iar H. Bă, asta trebuie să fie 2 de H, ar putea să fie. He. D. Vreun număr, nu, vreun nume din străinătate, iar K, Z. 2 de K, 2 de H. Nume din străinătate pot să reprezinte eventual nume orașe. Încercați să vă gândiți și voi dacă aveți legătură cu orașe din străinătate. M. Am văzut și un A. Q, iarăși. Ce Q? Ce avem pe aici? Q. Mamă, de câte litere! M-am zăpăcit. T. Iar T. N. De trei ori N. Iar, nu știu, aici sunt litere. Nu. Asta prin engleză, franceză mai întâlnim, da? Dar poate să fie de la același A. Iar C. Y. Clar. Nume legate de ce sta? Și ăsta, bre, C e, tot C. Nume legate de străinătate, R. Prea multe... Noi nu avem așa mult capa. H, Y, Q. Nu avem așa multe X. H. Hai să vedem. A. 2 de A. Ne jucăm un pic? Trebuia să dau camera mai aproape, dar să vedeți ea. Dacă voi vreți să puneți pauză să vă jucați cu numere, cu numere, nu sunt numere, mă, sunt cu litere, da?
și să găsiți niște cuvinte pe care doar voi le găsiți, da? Adică sunt mesaje personalizate, sunteți liberi, vă puneți pauză și vă găsiți. Haideți să vedem ce mai e. Ce găsesc? Dați-mi voie să zic și în engleză, dați-mi voie să zic și în engleză car, poate ceva cu mașină, legat de mașină, da? Car. Asta mi-a venit, asta am spus-o prima. Ah, rac, interesant, poate cineva cu marcaj, planet în zodia racului. Tată? Este cineva tată? Interesant cum vine în... Cineva e tată? Dr, mă gândesc la dor, îi e dor de voi, posibil. Mor de dor. Așa, da, așa vine mesajul, așa îl transmit. Cat. Probabil că unul dintre voi aveți așa o atitudine de pisicuță, ori aveți, vă place printul de animale, ori sunteți foarte drăgălașe și totuși periculoase. Cat, cat, cat. Sau aveți ochii, vă machiați, așa mai, aveți ochii mai migdalați, să zicem. Ce e cu nou ăsta? Fade? Fade? Ceva, asta iar vine în engleză, fade. Ceva s-a, se disipă, se împrăștie așa ca o ceață. Fade. Jar, interesant că tot v-am oferit ieri la posibilitățile de opțiunile, da? Jar. Probabil că cineva se simte ca pe jar, că tot ați ales roșu, ca pe jar, simte multă pasiune. Ce mai avem aici? Mare? Sunteți de la mare? Mare, tare. Mare și tare. Posibil cineva s-a simțit mare și tare, dar cred că lucrurile s-au transformat, se transformă. Fade. Fade. Maze? Interesant, maze. Oare nu înseamnă labirint, dacă nu greșesc? Har. Ia uite, interesant, har. Unii dintre voi aveți un har aparte. Har. Rană? Oh, rană? Unde am văzut? Unde era? Mai era un A, parcă? Nu știu, dar parcă mai era un A, dar dacă nu, așa simt, o rană. O rană, o suferință. Suferință. Suferință mare. Ce mai avem aici? Avem foarte multe, foarte puține vocale. Bine, vă mai văd. Ce mai era? Ah, da, uite că era un A, mai, deci am zis eu bine că era rană, rană. Up, fară, m, farmec, opa, farmec. Am zis, cei care aveți acea calitate de pisicuță, probabil că aveți un farmec aparte, se simte fermecat. Fermecată de, eu știu, de calitățile voastre, dar mare atenție că farmec, știți că la noi înseamnă și altceva. Da, farmec. Ce? Mecanic? Ia. Mie îmi vine în gând acum mecanic. Meca, meca. Unde era? Era un N pe aici, știu. Văzusem, nu? Mecanu. E cu Y, da, așa simt eu. Mecanic. Mecanic? Mecanic. Mecanic.
Oricineva lucrează în zona asta tehnică, mecanică sau are o viață mecanică, robotizată, cealaltă este foarte creativ, foarte fermecător. Vedeți. Nu știu ce ar putea să fie cu capa, voi știți, cu Z. Cu Z, 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 Z. Tată, am zis mai devreme tată, da? Fan? Fan? Cineva este fanul vostru? Probabil acest person... Nu cineva, mai am făcut obiceiul, da? Unul dintre voi sunteți fanul celuilalt. Dacă nu voi, fanilor, ei sunt fanii voștri. Dar, interesant, am văzut har, acum văd dar. Că, na, sunt foarte multe litere. Foarte multe litere. Și acum cu far ar putea să fie și o depărtare. Mă vin și cuvinte în engleză, asta e. Depărtare. Între voi o distanță. Țară. Țară. Oricine va locuiește la țară, unul dintre voi locuiește la țară sau mai la țară, ori o țară sau niște țări distanță. Cat? Cat. Cat, am văzut cat acum. Cat, adică cat. Acum cat, poate catul ăsta să spună ceva. Mai vedeți cărțile? Ce ar mai fi? X, X, știți că X poate să fie și fost, da? X, X, X. Există un X ca și influență în povestea voastră? Sau acesta să fie un X? O exă? Sau, repet, meh. Meh. De ce vine mie meh în gând? Probabil. Probabil că unul dintre voi așa mai meh, nu mă mai interesează. Meh. Unul a fost la început, acum e la sfârșit. Meh. Mai ironic, mai inexpresiv. Meh. Rece? Unde era? Era doi de... Nu, decât unul. Dar, dacă tot a venit, râie că rece, rece. Probabil că unul a fost mai meh, mai rece, mai distant. Și asta e. Deși a simțit pasiune că doar a apărut jarul la un moment dat. Ia uite, ăsta e numărul meu de la mașină. A apărut și numărul de la mașina mea, da. Vreau să-l schimb. Fix, fix, fax. Fax! Interesant. Mesaj, că tot avem mesaje, da? Fax. Text. Ia uite, text. 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 Vezi, primi un text. Vreau să... Ia, că tu vorbim de texte, de mesaje, da? Text. Ia. Iani. Iani. Nu știu de ce îmi vine în gând. Iani. Nu mai apare încă un i, dar apare un, în gândul meu, da? Zia. Oh, zia. Zia, știți că în turcește și arăbește înseamnă zi. Probabil că se vrea ceva. Se vrea luminată povestea într-o formă sau alta. Câte ar mai spune? În fine, ați avut timp să vă uitați și voi. Să mi le fac, poate chiar mai multe. La acelea cu literele duble nu mi-au venit deocamdată, poate voi știți.
Dacă stați, eu știu, într-o anumită zonă, eu știu, Franța, Anglia, poate chiar și Germania, America, Canada, acolo sunt, zic eu, mai multe. Nu știu în Italia dacă sunt așa multe nume cu litere duble. Haideți să vedem ce vrea să vă transmită, că deja au trecut 15 minute. Da? A, în timp ce am amestecat setul de cărți pe care îl voi folosi apro lumea, e o poveste care stă să se încheie sau să continue sub o altă formă. Apar doi de cupe încă nemanifestați. Două suflete pereche după o separare. După o separare. Probabil că ați fost într-un triunghi amoros unii dintre voi, că am văzut un ex o exă ca și influență. Unul dintre voi atrage, da? Atrage atenția, este... Are farmec, da? Că tot am văzut, are farmec. Și prin farmecul său a atras pe celălalt, hai să zicem pe acest personaj, da? Sau v-ați întâlnit într-un cer de prieteni. Dar această întâlnire este de destin, este predestinat, a fost predestinat să vă întâlniți ca să învățați în primul și în primul rând o lecție. Acum sunteți unii dintre voi într-o fază sau între o separare, înainte, după o separare în care trebuie să se stabilească legătura dintre voi. Sunteți două suflete care sunteți foarte diferiți, dar dacă vreți, totul este, depinde de voința voastră și nu doar a voastră și a celelalte persoane. Dacă vreți, puteți să creați ceva împreună, dar sunteți undeva la încheiere de capitol. Dacă se va deschide un alt capitol, rămâne de văzut. Hai să vedem ce vor să vă transmită. Oh, ia uite. Exact astea care... Aia, nu le mai pun. Au picat ca și confirmare, într-adevăr. O întâlnire de destin, eventual. Poate că au fost trei persoane, din care... Eu știu, trebuie să rămână două, că asta face turnul. Turnul răstoarnă construcțiile nesănătoase. Turnul înseamnă și trezire. După această separare, probabil că acest personaj se trezește și începe să simtă că totuși este ceva, este un dar, este un har. Unul dintre voi aveți un har. Ia uite... Și este un dar să vă aibă împreună, în preajmă. Și își dorește să fie împreună, da? 5 de bute. Justiția, să vă spună ceva, justiția. Iar distanța despre care am vorbit este dragoste, asul de cupe. Este dragoste, sunt emoții, dar este și distanță. Se dorește comunicarea, că doar vorbeam despre text, valetul de bute. S-ar dori exprimarea multor idei, dar... Probabil că din motive, nu neapărat de justiție, contractuale, aș spune, relaționale, adică dacă mai o altă relație, că tot am văzut trei de cupe, nu s-a exprimat suficient ceva. Acest personaj are niște mari conflicte interioare. Se luptă înăuntru său. Ia, cinci. Valetul de monede. Asta să le iau? Hai să le iau. Regina de bute și 8 de puncte spade. Hai mai dăm cu cart. Opa! Opa! Iar, posibil să fie căsătorit și să simtă atracția pe care o simte față de voi, regina de bâte, să o simtă ca pe o tentație. Dar rămâne de văzut, pentru că e mult roșu aici, rămâne de văzut dacă este chiar tentație, pentru că am văzut roata norocului, ați văzut-o și voi și pentru mine. Asta înseamnă întâlnire predestinată cu un anumit scop. Scopul este schimbarea. Ieșirea eventual în acest top de spade, din această proiecție mentală, din programe mentale, din stres, din starea de victimă, acest personaj ar vrea să vine să, am văzut și darul, da, să ofere un dar, să exprime
cât vă apreciază, cât de atrași sunt de voi. Dar vă văd pe voi foarte bine, regina de bâte, înconjurați de lumină. Am văzut 6 de bâte plin de farmec, cat, da? Pisică, ia-o tu aici. Da? Poate aveți pisică neagră ca mine, hello. Dacă nu, aveți ceva de pisicuță în voi. Am zis drăguță, jucăușă, dar cine vă deranjează riscă să fie zgâriat. Că tot am văzut și rana, da? Iau temperatul. Acest personaj, acest personaj, posibil să fie căsătorit, dar este extrem, extrem de încăpățânat și ia uite ce vrea să, ce trăiește de fapt, dragostea. Trebuie să decidă, de fapt. Trebuie să decidă. Ce face cu viața sa? Cât mai trăiești în acest program mental, în aceste conflicte interioare, sau alege dragostea, că e 2022, da? Interesant, la capătul setului de cărți, voi sunteți bine mersi, regina de bâte, zic regina de bâte că sunteți o persoană foarte entuziastă. Nu vorbesc de zodii, că poate să fie, am văzut, dragii mei, zodii de foc, care nu sunt nici pe departe regine de bâte, da? Creativ sau regi, dar creativ, entuziaști, glumeți, simpatici, nici pe departe, manifestă alte energii. Din acest motiv încerc să nu mă fixez pe zodii. La capătul setului de cărți, 9 de monede. Voi sunteți independenți, sunt bine. Sunteți bine, în echilibru. Țineți la ceea ce aveți. Într-adevăr, a fost o tăcere care a devenit toxică. A fost lipsa exprimării emoțiilor, a gândurilor, care a devenit toxică, da? Hai să clarificăm 5 de bâte. Clarificăm 5 de bâte. Probabil ce-ar mai vrea să vă spună că pentru această dragoste pe care mă cam îndoiesc că o înțelege exact cum ar trebui cu 8 de spade și cu 5 de bâte, oricum e conștient că trebuie să se lupte și rămâne de văzut dacă se luptă. Ia uite, apare, în timp ce vorbesc apare puterea, care înseamnă luptă interioară, înseamnă lupte cu alte persoane. Da. 5 de bâte pentru mine înseamnă și gelozie. Opa, regina de spade. Regina de spade. Iar apare justiția, spânzuratul, 2 de bâte. Da. Ce vreau să vă spun? Acest personaj stă și se gândește. Stă și se gândește. Cum această atracție și aceste emoții pe care le simte față de voi îi provoacă să vadă lumea dintr-o altă perspectivă. Și rămân așa atârnați în pasiune, în atracție și în emoțiile pe care le-am văzut prin nasul de cupe. Și știu că trebuie să aleagă, iar 2 de bâte, 3, știu că trebuie să aleagă. Știu că trebuie să fie corect, știu că trebuie să exprime. Unul dintre voi este într-o relație și altul este singur. În ce sens singur? Nu că e săracul, săracă, vai, deci este bine mersi. Își cunoaște misiunea. Crește, comunică. Cavalerul de cupe. Ia uite, vrea să vină, să fie romantic. Să nu fie prea târziu. Cu 6 de cupe și 3 de cupe ar vrea o împăcare eventual, da? Pentru că aveți farmec, pentru că atrageți, pentru că încep să simtă. Vor să manifeste împăcare, vor să manifeste colaborare cu voi, vor să exprime, că nu e vorba doar de manifestare, magician înseamnă și exprimare. Clarificăm regina de bâte să vedem exact cine e regina de bâte. Ia uite, nebunul. Ia uite. Au fugit. Au fugit de această prietenie. Au fugit de această legătură emoțională foarte profundă. Au fugit, s-au mințit. Și acum suferă. 9 de spade. Suferă, regretă. Vă văd. Ar vrea să riște.
Dar rămâne de văzut dacă au și curajul. Vă văd plin de entuziasm. Persoane care trăiesc momentul, care sunt în acum. În fiecare moment își creează un alt univers, o altă realitate. Și mai frumoasă. 8 de spade. Ar vrea să o iau de la zero. Ar vrea să vină să se împace. Am văzut, da? 8 de spade. Da. Cavalerul de spade. Ah. Poate cineva are motocicletă? Dacă are... Sau bănuiesc cal nu mai are nimeni, da? Mai are cineva cai pe vremea asta? Dar motocicletă posibil să aibă. Da? Cavalerul de spade, cel mai iute din zodiac, din tarot, pardon. Vrea să vină și să comunice. La ce s-a gândit regina de spade? S-a gândit că după toate aceste lupte interioare, da, e cazul să exprime, să ofere. Să nu fie prea târziu din punctul meu de vedere, dar vrea să o ia de la zero pentru că se simte foarte atrasă de voi, dacă e femeie. Ia uite, asul de spade. Are această revelație. Evrica! Opa! Eu lângă tine mă simt fericit, fericită. Asta e. Nu vreau să pleci, 10 de spade. Nu vreau să pleci. Poate că v-ați simțit trădate. Poate acest personaj s-a concentrat prea mult pe muncă sau prea mult pe alte relații, pe contracte, pe relațiile karmice. Și voi... ați plecat, ok, v-ați simțit trădate și ați plecat într-o nouă direcție, vă simțiți bine cu voi, că am văzut regina de bâte, acum 4 de bâte, da? Sunteți bine, oricând puteți să riscați, oricând puteți să luați de la zero și asta este fenomenal, este ceva șocant eventual, am văzut unul, da? Este ceva șocant pentru acest personaj. Cum puteți să renunțați atât de ușor, din punctul lor de vedere? Dar renunțați pentru că știți că ați mai renunțat și că sunteți bine și că v-ați creat după fiecare renunțare și după fiecare cădere, v-ați ridicat și ați creat ceva frumos. Împăratul cu 4 de spade, ia uite. Împăratul nu e chiar atât de sigur pe când încearcă el să pară. Nu e chiar atât în control. Se vindecă, ia uite, are chiar răni, acum văd. Vedeți? E cam la pământ, e cam obosit, se simte epuizat. Din niște motive, poate relațiile pe care le au, poate jobul. Și totuși, ia uite. Marea preoteasă știe multe. Care o fi aici? Persoana mai intuitivă, voi știți, ați putea să fiți voi. Marea preoteasă știe. Chiar dacă e tăcere, știe că e aici o căsătorie. Știe că e o soție sau un soț. Știe că e o distanță. Ia uite, soț și soție, distanță între ei. Știe. Ia uite, contract, dezamăgire. Știi că cineva suferă în acest contract? Știi. Nu trebuie să-i se spună. Dar, interesant cum au venit cărțile invers, vedeți? 10 de monede invers și eremitul invers. Se va comunica despre... Adică, ideea este ca acest personaj să comunice, nu că trebuie să intuiți voi, da? Suferă. Clarificăm îndrăgostiții. Pentru numărul 1. Ar vrea să vină să ofere, am văzut cavalerul de monede, să ofere stabilitate. Așa ar vrea, dar rămâne de văzut ce va face, dacă poate, că e ușor să visezi, să gândești. Clarificăm îndrăgostiții. De monede. Ar vrea să investească în această dragoste. Ar vrea să o crească cu răbdare. E distanță. E distanță și această distanță a adus multe suferințe din partea ambilor. Și voi și ei regretați. Și totuși, s-ar fi putut manifesta o prietenie, o relație de lungă durată, valoroasă, da? Dacă acest personaj n-ar fi fugit, 7 de spade apare a doua oară, 7 de bâte, alt 7 blocaje, ia uite, 5 de spade, conflicte mentale, da? Pentru că celălalt este foarte radiant. Ia uite, 1,
Dintre voi, spuneți că regina de bute, nebunul, persoana care vine cu dragoste, 6 de bute, da? Acela este radiant și vine ca să schimbe viața celuilalt. Ca am zis, roata norocului înseamnă schimbare, schimbare de direcție, să-i arate direcția. Dom'le, nu poți să trăiești așa și cum am arătat mai devreme, cu suferința acasă sau pe unde o fi în familie, da? Nu poți să trăiești așa. Hai să vedem ce ar mai vrea să zic. Până la urmă, a? Hai să mă luăm urând de cărți. Ce ar mai vrea să zică? Uf, și nu știu cum o să fac eu 4 numere. Ia uite, Marele Preot. Și 10 de bâte. Dacă e o căsătorie, se simte foarte apăsat în această căsătorie. Da, dacă este căsătorie. Dar ea clarifică, Marele Preot. Unul dintre voi este profesorul spiritual al celuilalt. Trebuie să învețe să creadă, să creadă în, nu doar în el, ca împărat. E o credință falsă aici, egoistă. Să creadă în lucruri mai înalte, în principii înalte. Clarifică, Marele Preot. Ce vrea să spun acest Marele Preot? Ha. De ce nu vrei să-mi zici? Hai. Da. 5 de cupe, 4 de cupe, 2 de monede. Acest personaj nu știe ce, nu știe ce vrea de la viață. Tot timpul e așa într-un balans, e un pic mai mult depresiv. Și celălalt vibrează, că am văzut soarele, regina de bute și nebunul, celălalt vibrează de optimism. Ok, nu mai vrei să fie ce, nimic între voi, să nu te-ai purtat ca lumea. Nu, problem. Îmi regăsesc eu energia, mă conectez eu la sursa, da? Și cresc după fiecare experiență și râz. Chiar dacă ai picat jos, chiar râz cu lacrimi în ochi, că poți să mergi mai departe. Asupra de monede. Ar vrea, dar n-are credință aici. 7 de spade, ia uite, 7 de spade. E obișnuit să se mintă, să stea în relații în care se minte, în care muncește, eventual călătorește pentru, eu știu, responsabilități, dar, da, ia uite, soțul sau, eu știu, șeful sau, nu știu ce ar putea să fie, șef de echipă, mă, să ai. De când voi vă vedeți de calea voastră, puteți să fiți voi, dacă voi sunteți aici, energia spirituală, profesorul spiritual, știți mai bine ce s-a întâmplat între voi și ați ales să creșteți în continuare, i-au rămas regretând și nu știu ce să facă. Teoretic, ar trebui să vină, da? Să comunice cu voi toate aceste lucruri și să-și ceară și el un sfat, măcar atât. Dar, rămâne de văzut. Ar putea să fie și o suferință acasă, în căsătorie sau în familie, o suferință, o depresie. Are de făcut, eu știu, mai multe activități ca să-i mulțumească pe cei de acasă. Posibil și asta și asta să ducă la oboseală, la depresie, la nemulțumire. Pentru că face ce vor alții, nu? Și-și dorește el, ea. Hai să vedem alt mesaj. Oh, ia uite, iar apare și am văzut, ia uite, că asta clar sunt responsabilități sau căsătorie obositoare. 6 de spate. Mai, soțul pentru mine, soțul. Și celălalt e independent, da? Celălalt știe să se iubească, celălalt se simte bine cu prietenii sau comunică într-un mod prietenos, într-un mod vibrant. Posibil să fie și distanță cu 8 de bute și 6 de spade, dar e suficient. Asta nu n-ar fi multe o problemă. Ia uite, ce apare? Ia. Doi de spade. Știe că trebuie să aleagă. Știe că trebuie să muncească. Interesant. Regele de spade și judecata. Să-și găsească înțelepciunea. Rațiune are.
Dar una e să ai rațiune și alta e să ai înțelepciune. Aici este marea diferență. Am zis, doi de spade, doi de monede. Muncă. Muncă pentru căsătorie, pentru job, pentru, eu știu, familia din care vine, da? Muncă. Acest personaj începe să înțeleagă ceva cu regele de spade, teoretic ar trebui să înțeleagă, pentru că sunt simboluri care arată înțelegerea, nu doar gândirea. Aici, adică, gândirea este legată de conflict, da? Regina de spade și 5 de băte. Înțelege că trebuie să gândească altfel. Am zis, da? Să gândească 8 de spade, să schimbe mentalitatea. Își dorește să se împace cu voi, într-adevăr. Văd totuși un cuplu, regele și regina de spade, și nu zic musai că sunteți ambii semne de aer, Doamne ferește, nu. Din punct de vedere, dintr-un anumit punct de vedere, puteți comunica bine. Ce vreau să spun? De exemplu, dacă vreți să... Am zis, unul este profesor spiritual al celuilalt. Dacă vreți să explicați niște lucruri, celălalt, sau cel care explică și lansează niște informații benefice celuilalt, știe cum să le lanseze, are limbajul potrivit pentru celălalt. Asta vreau să zic, că se potrivesc din punct de vedere mental. Nu zic musai că e cine știe ce, cu poate sunteți... interesant, există și diferențe de cultură între voi. Da, și de educație. Mulțumesc mult de informație, că tot vorbeam de intelectualitate acum. Da. Da. Și ce a mai venit în continuare după judecata? A venit doi de cupe. Da. Vrea să se împace cu voi, vrea să fie o legătură, simte, dar e conștient că trebuie să muncească. E o muncă nu doar fizică, cât și intelectuală. Și de împăcare, și de reconectare la voi, și de colaborare, și de creștere, da? De creștere. Asta ar vrea. Acum, voi sunteți cei care alegeți. Dacă sunteți de acord. Da? Pentru că voi v-ați eliberat din aceste confuzii. Da? Din această așteptare. Ia uite, steaua. Mergeți către steaua voastră. Vă vindecați de minciune. Și de ce sens minciune? De faptul că ați fost părăsiți, părăsite. Da? Vă vindecați. Mergeți, 8 de cupe, către 9 de cupe, am văzut mai devreme 9 de cupe. Voi vă iubiți. Sau trebuie să învățați să vă iubiți. Mergeți cu speranță înspre victorie. Poate înspre cineva care atrage atenția ca voi, înspre cineva care vă apreciază, care e fanul vostru, care vă susține lumina, strălucirea. Da? Cum? Dacă voi vreți să aveți victorie și să vă împăcați, sunteți liberi. Alegerile sunt ale voastre. În plus, hai să mai luăm un mesaj de aici. Și cam gata. Extraordinar! Dragostea adevărată! S-a oprit la dragostea adevărată. Da? Cine e aici, trebuie să învețe să iubească. Da, s-a produs întâlnirea, că n-a știut să iubească. Protejați-i pe cei care iubiți. Aici n-a știut să protejeze persoana de care s-a îndrăgostit, că am văzut îndrăgostiți, da? N-a știut! Trebuie să învețe. Numărul 10 să însemne ceva pentru unul dintre voi, data nașterii. Eu știu ce să fie numărul de la apartament, de la mașină, de la ce-o fi. Da. Și 10 și roata norocului despre care am vorbit. Da? Întâlnire de destin în care acest personaj trebuie să învețe să protejeze. Și să hrănească emoțional. Că a fost rece, am văzut cuvinte la început, da? Poate a fost prea închis, da? Și așa proteja prea mult sentimentele, emoțiile, nu le-a exprimat și nu s-a ajuns nicăieri. Hai, numărul 2, levăduța. Am spus că, nu știu dacă am spus până acum,
Sper să mă țin în bateria. Aș vrea la această etalare să folosesc litere. Litere. Am pus într-o tăviță în care am avut petale. Hai să vedem ce... Up, asta a venit. S. S și X, sex. Hai mă, zi și tu, cum să nu te gândești? Te iei aici, ei, sex. Cineva se gândește la sex. Te-s foarte sexy. Fuck, fuck. What the fuck? Motherfucker. Scuzați-mă. Asta e. Se mai întâmplă. Ia să vedem. Oh. Ia să vă dau camera așa mai aproape să vedeți ce e pe aici. J. Joc. Cineva se joacă de a, se joacă cu focul, se joacă de a sexul. Eventual. D. Q. R. Sexy. G, E, rege, 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 rege. Cineva se simte rege. Dar există și lege. Cine face regulile? Voi știți. I, sexy, clar. Cineva se simte foarte sexy, foarte încrezător. La, la, la. Asta ce este? O. O. Am văzut O de două ori. Acum, voi puteți crea și voi cuvintele. Zor. Cineva se grăbește, zor. Să ce? Nu știu. Zor. Cor? Poate vreunul dintre voi cântă? Asta e un H. Dor. O, este dor de voi. Asta ce e? V. M. Ce să fie? Mov? O fi cuvântul acesta, o fi culoarea asta importantă pentru... Măi, V, eu cred că e V, da, parcă e V. O fi culoarea aceasta importantă pentru unul dintre voi? Mov? E, deci ar putea să fie și roșu. Roșu, roșu, roșu. În fine... Ce ar mai fi? Mai arată-mi și mie ceva. Două care cineva cu, are cineva cățeluș? Posibil. La numărul 1 a apărut cat, pisicuță. Rock. Rock. Vă place rock-ul? Poate unora dintre voi. Băi, are careva Lexus. Lex, Lexus, Lex, Lexus, Lexus. Mă, dacă aveți Lexus, s-ar purta sănătos. Lex. Ce mai vine, doamne, pe aici cuvințele? Hmm?
D. Ia uite fie. Mai, melodie, 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 melodie. Haide, e și melodie. Cineva cântă. Melodie. Cineva cântă. Sau poate are o voce melodioasă, sexy. Melodie. E vreun cântăresc pe aici, cântăreață? Hello. Oi, 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 ce mai vedem noi? Gol. Gol. Ce e cu golul ăsta? Ori se simte gol fără voi, ori goal, goal getter. Goal getter. Nu e goal getter, dar nu e goal. E goal. Cineva se simte goal. Dar mă gândeam și la goal getter. Nu știu de ce. Go, go. Vrea să meargă. Cincea. What the shit? Go. Vă știți? Aș citit cartea asta. Golem. Gol și golem. Dar se simte ca... Deci fă... De... se simte foarte gol. Știți? Măi, citiți cartea asta, Golem. Este fenomenal. Am citit-o acum vreo câți ani, o grămadă de ani. Golem. Este un trup fără suflet. Dior, vă place Dior? Poate cuiva îi place Dior. Dior. Cer. Cer. Aici este cer. Doi. Ah, interesant. Doi. Ce ar putea să însemne? Asta ce este? H. A rămas cu golemul ăsta. E dor, am zis că e dor, se simte gol fără de voi. Dacă mai găsiți și voi, puteți să puneți acolo pentru voi ca și mesaj sau nu e obligatoriu să puneți? J. Am zis joc. Asta e. F. Foc. Foc. Da? Rege, foc, joc. O fi vreun rege de băte pe aici? Sau vă gândiți voi la vreun rege de băte? Foc. Că tot apare și sex și roșu și... Da? Dar unul este foarte pasional, însă își simte sufletul foarte gol. Celălalt vine și umple sufletul, pentru că are acel mov, are cer. Cer, mov, are energie aceea spirituală pe care celălalt o lipsește. Voce ai? Am zis că e vorba de o voce aici. Aveți voce, mă? Aveți voce? Voce, voci sau poate? Unul dintre voi are această clară audiență. Clară viziune și clară audiență. A zis, unul e spiritual și altul este foarte pasional, artistic, dar îi lipsește exact latura sufletească, spirituală din viața sa. Ce mai e? Loc, un loc, un loc special, într-un loc special. Ce-ar mai fi? Lori, ca și nume? Lori, Loredana, probabil, Lori, Loredana, loc. Ce mai e?
Dori, Dori, Dori. Ce-ar mai putea să fie? Vixe. Midi. Mid. Mid. Mediu. Mediu. Medii. Medianelul nu e medium. Dar poate să fie și de înălțime medie, în fine, medii, medium, medium. Sau medic, da? Interesant, medic. Vindecător, healer, spiritual, da? Zeci. Zeci. Ce-ar fi acest zeci? Da, cam atât deocamdată. Sper că v-ați... puteți pune pauză și vă puteți crea voi singuri mesajele. Să vedem cum se potrivesc acestea cu... Așa. Mesajele lor. Ah, în timp ce am amestecat, ce-a vrut să apară, valetul de cupe și la capătul setului de cărți, 5 de cupe, regele de spade. Mai, oricine vă așteaptă, puf, posibil știe că trebuie să ofere niște scuze că a provocat durere din cauza unei atitudini foarte raționale care ascunde totuși multă, raționale sau distante sau glaciale sau tăcută, da? Care totuși în spate avea multe emoții, regele de cupe și cavalerul de cupe. Posibil să fie distanță și această distanță să impună control sau regele, că tot am văzut regele. Mă, numai figuri masculine aici, este un personaj foarte controlat, așa, care îi place să conducă eventual. Dar aceste scuze variază. Cine poate că știe că le așteptați sau știe că trebuie să le ofere sau... Vedem. Vedeți, voi știți unde sunteți, da? Interesant, cavalerul de monede. Probabil că sunt scuze pentru că vine foarte greu. Wow. Apare cavalerul de monede, dar da, e un personaj care se abține totuși. Sim, e aventuros, e foarte jucăuș, distractiv, atractiv, super atractiv. Probabil că există așa atracție între voi, dar nu doar între voi. Da. King of Swords. Da, rege. Din cauza acesta lucrurile s-au dezvoltat foarte greu. Zic și eu. Așa sunt ghidată, să zic. Ce cărți au venit aici? Hai să punem. Regina de bute. 5 de bute, regina de 10 de monede și lume. 1, 2, 3, 4, 5. Eu zic că sunt suficiente, da? Lumea. La capătul setului de cărți se vrea un nou început. Se vrea împlinirea tuturor dorințelor. Probabil că cine se vede rege, plin de pasiune, creativ, cântăresc, cântăreață ce-o fi, după o perioadă de tăcere, după ce povestea dintre voi s-a încheiat, dar s-a încheiat cu un scop ca să se transforme, da? Acum ar vrea eventual să lupte pentru voi, pentru că vă văd cam la același nivel, regele și regina de bâte, da? Am văzut mai devreme regele, acum apare regina de bâte și am văzut și la text rege de foc, da? Se confirmă totuși. Mulțumesc mult. Da. Și faptul că vă vede într-un fel sau altul asemănător cu ei, regele și regina de pâte, posibil să-și dorească
să lupte pentru stabilitate. Acesta ar fi, să zic, un nou capitol, o nouă lume în care voi să creați ceva, pentru că regele și regina de bute sunt super creativi împreună, da? Să creați ceva. Joc, am văzut joc. Parcă. Nu? Ar putea să fie. Vine un alt mesaj. În casa lor, deși poate să fie și invers, în casa, poate să fie și în casa voastră, în casa unuia dintre voi, să zic totuși, dar zicem despre ei, că e textul lor. În casa lor sau la jobul lor să existe persoane geloase, foarte geloase. Iar lumea îmi arată faptul că îmi confirmă că este o distanță între voi. Destul de mare. Hai să vedem. Clarificăm moartea. Asul de monede. Aici este transformarea. Dacă totul a apărut gata, terminat, încheiat, acum se dorește manifestarea. Creația. După o perioadă, iau-te, de blocaje, de amânări. Ia uite, împărăteasa, așa am văzut mai devreme și împăratul. Și turnul. Da. Separarea aceasta care a fost între voi a adus, în primul rând, energiei feminine un soi de stabilitate, de abundență. Nu vreau să zic abundență, așa e și stabilitate, dar probabil că v-ați găsit și stabilitatea. Ați reușit să creați ceva după separarea dintre voi. Și acum sunteți foarte precauți, pentru că e normal să vă protejați ce ați reușit să faceți și e normal după o perioadă de, cred că totuși, ceva. A fost o tăcere destul de îndelungată. Ia să mai vedem ce mai vin, ce alte mesaje mai vin. Regina de bute. Clarificăm regina de bute. Cavalerul de bute. Da, cineva vrea să cucerească pe această regină, vrea să colaboreze, vrea să dărâme, măi, cavalerul de spade super determinat. Asta e latura sa foarte faină, că uneori când l-apucă cheful de vorbă, spune adevărul. Poate într-un mod mai puțin creativ sau neapărat creativ, blând, dar în principiu spune adevărul. Dacă are un ideal, se luptă pentru el. Dacă are o dorință să dărâme blocajele, le dărâmă, da? Ca să construiască ceva. E în stare, da? Și cavalerul de bute. Dar cineva vrea să vă... Probabil că acest personaj vrea să vă cucerească sau, eventual, așteaptă să fie cucerit. Da? Așteaptă. Depinde unde sunteți. Ce sunteți? Bărbați, femei. Hai să mai vedem ce ar mai putea să fie, ca să nu... Ia uite, apare împărăteasa. Pe 5 de bute? Da, ia uite. Probabil cultura cuiva, familia, a creat mult stres în viața lor sau a voastră. Dar cine a renăscut aici și și-a regăsit stabilitatea, că tot am vorbit de stabilitate, da? Stabilitate prin creativitate, prin pasiune, prin ceea ce face, face cu pasiune, iar creează multe, multe invidii. Atrage și multă lume, dar creează și multe invidii. Probabil că acest personaj, dacă este... am văzut melodie, da? Dacă lucrează în public sau poate voi într-o formă sau alta, chiar dacă sunteți spiritual, interesant cum vine, probabil că amândoi este central, da? Dacă unul este creativ, să zic, are o latură artistică, face bani într-o formă mai neconvențională, dar artistică, creează conflicte, invidii, atrage, mai bine zis. Celălalt, am zis că este mai spiritual, dar chiar și spiritual, mai ales ce e spiritual, mai ales când îți crește vibrația, atragi invidii multe. Zice de monede.
10 de monede și 9 de cupe și venitul. A fost o perioadă de tăcere în care probabil celălalt, ea, cine e aici? A fost o perioadă de tăcere în care a descoperit de fapt ce are nevoie. Interesant, a căutat eventual succesul, banii, dar cât timp nu ați vorbit, se vede clar că n-ați vorbit, eremitul, moartea, da? Relația dintre voi, poate și distanța, cât timp nu ați vorbit, așa mi apar mesajele, a înțeles, de fapt, ce îl face fericit, astfel de cupe, nouă de cupe, ia uite, și că își dorește, poate asta vrea să vă transmit, își dorește să-și urmeze inima, idealurile, da? Pentru că a meditat, pentru că s-a vindecat și acum se reconstruiește. Lumea. Lumea a venit cu asul de cupe invers. Clarificăm, te rog. Și Marea Preoteasă. Aici este. Posibil căsătoria cuiva, cineva, vine un mesaj în plus, dacă, pentru că apare și căsătorie, dacă cineva are o mamă sau o soție conflictuală acasă, celălalt știe. Dar celălalt știe, Marea Preoteasă știe, că există o soție, o mamă, o, eu știu, ce ne-ar putea să fie acasă, un personaj conflictual acasă, care a creat multă durere, da? Acasă. Sau în cultură, sau în, eu știu, familia în care s-a născut, sau educația pe care a primit-o. Da? Aș vrea să... E o chestiune. Voi înțelegeți mesajul. Nu pot să merg chiar așa, să dau toate variantele, dar înțelegeți. Ia uite ce carte a apărut. E o legătură spirituală între voi. Voi înțelegeți când vin mesajele astea că sunt pentru anumite persoane și voi trebuie să le continuați. Cum a fost jocul cu aceste litere, da? Au venit niște litere, am creat niște cuvinte, puteți să le creați și voi și mesajele la fel să le continuați. Asul de cupe invers. Ia uite, 5 de spade. Mai sunt niște influențe aici. 5 de spade, 5 de bâte. Ar putea să fie, repet, o mamă sau o figură feminină care creează conflicte. Da? Există iar influențe mentale, cuvinte. Care afectează dragostea, sufletul. Cineva se simte gol, eventual că am văzut golem, interesant. Poate să fie deasupra lumii, să aibă succes, să aibă câte o avea, se simte gol, fără suflet, din cauza acestor influențe. Și conflicte. Mai dăm o carte pe asul acela de cupe invers. Asul de cupe invers, 5 de spade. Da, iau-te. Da, probabil că a fost și a treia persoană, dar a treia persoană poate să fie mamă, soră, eu știu, prietenă, iubită, soție. Da. Ok. Și totuși, împăratul și împărăteasa. Și totuși, vrea să meargă mai departe. Mai dăm o carte pe acest 3 de monede. Ce ar mai vrea să vă spun? Pentru unii dintre voi, trebuie să spun și acest mesaj. Dacă recunoașteți, pentru unii, nu pentru toată lumea. Că voi ați trăit niște conflicte interioare. Ați simțit că sunteți manipulați mental de... Câte am mai spus eu pe aici? Da, ați
crescut din punct de vedere spiritual, atrage și mai multă invidie, dar tocmai pentru că a crescut spiritual, înțelege o situație foarte neplăcută, un triunghi, un triunghi, o situație. Poate să fie și la locul de muncă, poate să fie, adică, chestiuni care țin de finanțe, concurență, dar nu e asta doar. Poate să fie și terțe, da, cum să explic eu? A, poate să fie iubiți, iubite, soți, soții care influențează. Stai. Și voi, fiind într-o vibrație înaltă, recunoașteți șablonul, da? Și vă detașați această dragoste și începeți un nou capitol în care vă reconstruiți pe voi, vă reinventați. Posibil, asta e un mesaj pentru unii. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Sau ei. Regele de cupe, există dragoste adevărată. Acest personaj simte foarte multe. Chiar dacă arată puțin. Clarifică, nu? Mai dăm? Clarificăm regele de cupe. Magicianul. Știe că trebuie să o ia de la zero. Uite, faetonul zero și asul de spade. Știe că trebuie să o ia de la zero. Cine aici? Haideți să vă zic eu acum cum revin la acest mesaj. Cineva se simte trădat, cineva simte că e cazul să-și vadă de drumul său, de asul de monede, să se reconstruiască pentru că a apărut, ia uite, regina de bâte, cavalerul de bâte, a apărut o altă persoană. A apărut o altă persoană și asta e. Cine aici cu multă dragoste, cu multă sensibilitate, am senzația că își întoarce dragostea de la această poveste din cauza manipulărilor mentale, din cauza altor interese. Da, se simte trădat, ținut în confuzie, dar vrea să meargă acum. E o separare. E o separare. Vrea să producă o... De fapt, s-a și produs separarea. S-a produs trezirea. Vrea să meargă într-o nouă direcție. Într-o nouă direcție în care manifestă adevăr, eventual stabilitate, asul de monede. Se simte manipulat. Acest personaj se simte manipulat, eventual trădat. Interesant, apare, a venit iar faetonul. Și turnul. Mai dăm o carte. În primul rând, acest personaj vrea să meargă să se vindece. Să lase conflictele. 5 de bâte, 5 de spade. Eremitul. Mai, poate că a fost. Am văzut sex. Probabil că cineva în această poveste, a doua persoană, a treia persoană, a patra persoană, nu mă interesează a câta persoană e, voi o știți. Foarte pasională, foarte pătimașă, dar experiența cu acest personaj l-a determinat pe celălalt să-și dea seama că de fapt are sufletul gol lângă acest personaj. Da, se simte bine, ok, uf, eu am avut experiență frumoasă în pat, dar nu suficient. Și a apărut un alt personaj. A apărut. Probabil. Și chiar dacă nu a apărut un alt personaj, deși văd totuși o împărăteasă. Am văzut mai devreme, mov, cer, har, apare o vibrație înaltă, într-o formă sau alta. Ori dorința de a-și descoperi calea, de a-și vindeca inima, da? A manifesta o nouă direcție. Și direcția aceasta merge înspre temperanță, da? Înspre vindecare, înspre echilibru. Mai dăm o carte, ce mai vrea să vă spună acest personaj? Da, ia uite. S-au împărțit resursele, energiile și într-o parte și în alta. Dar întrebarea este, oare cel care a primit a și meritat?
Cel care a primit a meritat. Aici mie mi-apare... Trebuie să zic un divorț. Trebuie să zic. Și dacă nu-i divorț, sunt niște probleme. Decepții legate de un fel de a comunica, poate prea materialist sau prea... Ia, văd soție cu pretenții financiare. Ia, clarificăm 6 de monede. Clarificăm 6 de monede. Bâte. Da, ia uite. Cine se simte aici trădat? Da, foarte trădat. Eventual manipulat emoțional sau intoxicat într-o energie toxică emoțională. Probabil ținut eventual prin chestii sexuale. Așa simt. Sau apare această energie foarte pură, foarte frumoasă într-o poveste foarte toxică. Într-o poveste foarte toxică. Și cine aici se trezește și vrea să-și vadă de fericirea sa, de prietenii săi, de o viață frumoasă, de întâlnirea cu sufletul pereche, nu vrea să facă parte din acest scenariu. Deci parcă ar fi o energie total diferită aici, cu împărăteasa și regina de cupe. Eu așa le văd. Eventual acest rege de cupe, acest personaj, începe să-și dea seama că de fapt a fost manipulat prin ce am spus mai devreme și ar vrea să meargă către că de regele de cupe. Ce are nevoie, nu? De regina sa de cupe. Sau faetonul ce are nevoie? De stea sa. Da? Însă. Ia uite ce aici. Wow. Wow. Nu le văd cărți pozitive. Nu le văd cărți pozitive. Văd o dragoste care schimbă mersul sau mai bine direcția cuiva. Dar e dragoste, eu nu vorbesc de aventura de aici, de cineva care e aventuros, care folosește energia sexuală într-un mod, aș spune, tocmai frumos, ia. Clarificăm 6 de monede. De monede. Hai, te rog. 6 de monede. Uf. Ia uite, împăratul. Cine s-a simțit controlat, controlată? Eventual prin sex, prin alte chestiuni? Vrea să meargă mai departe. Vrea să meargă mai departe. Ia uite, turnul. Eu cred că este o regină de cupe, da, care își întoarce o regină de cupe. Un personaj sensibil a apărut. Deci, este un personaj care controlează prin sex, eventual controlează și prin alte lucruri și alt personaj care ar fi vrut să ofere dragoste, care apare acolo în acest context ca să, nu știu, voi știți cum apare acel personaj. Dar, repet, nu mă fixez pe zone, ci pe elemente, ci pe energie. Un personaj spiritual versus un personaj pasional, dar de vibrație conflictuală. Conflictuală. Mare grijă că uneori împărătesele, pentru că reprezintă foarte multe, sunt văzute ca regine de bâte și de multe ori cei care le văd ca regine de bâte se simt atrași, da? Și proiectează toată energia sa negativă pe ele. Dar ele, de fapt, nu sunt doar atât, pentru că, am zis, împărăteasa reprezintă toate reginele, da? Cele patru regine. Poate să fie și regina de bâte, și de cupe, și de spade, și de monede. Ia uite. Regina de spade. Ia uite. Cineva spune adevărul, că vrea să iasă, să plece, să-și vadă, să plece și să-și schimbe direcția cu faetonul și cu roata norocului, să manifeste altceva. Ia
Există o luptă interioară. Intuiția, ori personajul care este spiritual despre care am vorbit chiar de la început, din perioada când mă jucam cu cuvintele, da? Inspiră înspre vindecare, înspre căutarea adevăratului destin. Și când zic inspiră, asta se face în multe feluri. Cine pleacă? Pleacă la mai bine. Pleacă dintr-o zonă în care s-a simțit legat, încarcerat, sufocat, manipulat. Pleacă într-o nouă direcție în care își găsește încrederea, lumina, cheful de viață, în sensul frumos al cuvântului. Nu sexual, nu. În sensul frumos al cuvântului. Cam atât deocamdată. Sper să reușesc să fac toate, pentru că m-am întins cam mult. Ah, nu plecați. Nu plecați, că mai am un mesaj. Am un mesaj pentru voi de aici. Hai să amestec cărțile. Numărul 2. Un mesaj de aici. Ia să vedem. O dată, insuficient. Ia, 5. Ia, uite, I love you. Wow, aveți credință. Cineva trebuie să iasă, am zis. Acest personaj bănuiesc, da? Tu zic cineva, nu știu de ce zic așa. Mi-am făcut și eu un obicei. Acest personaj trebuie să iasă în aceste relații karmice. Să învețe să aibă credință. Eventual. Și să spună. Să spună ce simte. Ha. Ia, probabil că vrea să spună sau așteaptă să primească, eu știu, să-i se declare. A, spiritual, a venit a doua oară, ați văzut că am arătat-o. E o legătură spirituală, scuzați-mă dacă am vorbit așa aproape. E o legătură spirituală între voi. Ia uite, acel personaj de vibrație înaltă atrage energia masculină, regele de cupe, l-atrage într-o altă direcție. Îi arată că se poate și altfel. Da? Nu doar prin relații sexuale. Da, interesant, frumos. Sper că v-a plăcut. Da. Ok. Sper să mă pice. Hai să vorbim despre... Oh, nu pica, numărul 2. Balerina, cineva care dansează? Vă place manga? Manga? Sau, cum mai spun la cărțile? Nu la cărți, la... Ba, da. Desene animate. Bine, hai să vedem. Am zis, de-aia m-am și lungit. Am zis că vin astăzi, în această etalare. Cu aceste litere. Hai să vedem. Ce literă apru la voi? La voi. Anime vreau să zic, nu manga. Anime. Cuiva îi place să se îmbrace foarte frumos sau vă vede foarte drăgălași, drăgălașe. G, 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 G. H, S. Mamă, ce de cuvinte ca la J. Asta? Nu are nimic, are hair light. Z, M, M, E. Jam. Jam, jazz, nu e, trebuie să fie P, să fie A, Q, K, V, D, iar V, asta ce e I, nu e H, O, și asta K, ce mai avem, V, W, și astea sunt nume din străinătate, K, de două ori K. A trebuit să fac mai multe vocale, da? Herlitz. Vedeți? Poate vă creează voi vreun cuvânt. Să
sau mai multe cuvinte sau ce vreți voi, ce sunteți voi inspirați să creați. Hai să vedem ce apare mie. Mi apare cod. E un cod. E un cod eventual între voi. O fi. Interesant, apare și aici, ca la numărul celălalt, voce. Probabil că unul are voce. Voce, cântă, voce. Ha, ha, ha. Come, mai mi-a face în engleză, da? Come. Voi știți, da? Vrea să vină sau să veniți. Pom, asta înseamnă creștere, să aveți creștere împreună, nu? Pentru mine pomul e reprezentat de împărăteasă. Ce mai avem aici? Ha. Trei de C, doi de V. S, H, D. Doi de G, J, W. Ce litere ciudate, H. Mai. Hop, hop, interesant că mi-apare un hop. Iar mi-apare joc, e un hop, e ceva de trecut, un blocaj. Mi-apare iar joc, persoane jucăușe, eventual. Ce mai e? Poc. Poc, mă gândesc la turnă, e chestie explosivă sau da, ceva pică sau a picat ca să se transforme, știți cum e, că asta înseamnă turnă. Ce cuvânt să mai vină? Jos. Nu știu ce ar putea să însemne acest cuvânt, jos. Adică nu ce. Ce ar putea să reprezinte jos? Gigi. Gomez? Vă spune ceva cuvântul ăsta Gomez? Unde era Gomez? Dar nu e chiar românez, în fine, dar poate vă spune ceva Gomez. Homer. Acum mă gândesc la Homer. Nu e râd, dar mă gândesc la Homer. Dacă home. Home. Acasă. Come home. Vino acasă. Drăguț. Vine acasă sau vine acasă. Acest personaj trebuie să vină acasă. Dope. 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 Cope. Poate vă spun aceste cuvinte ceva.
scrie cu Q ăsta? Poate e litera dintr-un oraș în care stați. Q, Z, W. Stați în Washington? V, Z. Eu știu. Hope. Păi, cum de n-am văzut până acum? Spera? Există speranță? Hope. God. Cineva se roagă la Dumnezeu, da? God. Sper că nu se crede cineva, da? Zeu. Lumea nu mă vede că sunt zeu. Zeu. Vezi, BMW ăla, nu. Bezuchița asta e al meu. Duck. Duck. N-am vrut să iasă duck, dar așa. Nu. Quiz. Quiz. Ce-ar mai fi? Ce? De ce? Probabil tot să simt, tot îmi vine quiz, question. Probabil că are cineva multe, probabil că acest personaj are multe întrebări sau voi aveți multe întrebări. Ce era? Asta haș. Eco, 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 e doar un eco, o distanță între voi, nu? Eco. Eco. Să fac mai multe vocale, că văd că e nevoie. Dar am zis să fac litere în același număr. 3-4 exemplare. Mec. Mec. Iar o chestie de mecanism. De mecanism. În principiu, cam astea sunt literele. Ia, hai să vedem. Care ar fi? În timp ce am amestecat, a vrut să apară regele de cupe. Acest personaj are multe, multe emoții și sincere. Sau are capacitate de a iubi. Dar e o tăcere mare, mare între voi. Probabil din motive financiare. Probabil culturale. Religioase și totuși există, da, există fericire. Hai să vedem. Ce ar vrea să vă transmită mesaje de la, la acest personaj? Oh, Zufer, am văzut și în timp ce am amestecat 5 de cupe. Oh, diavolul, 2 de cupe. Probabil că e o altă persoană, între doi de cupe, trei de monede și magicianul, judecata, da. A intervenit o altă persoană, tentația. Acest personaj, probabil, regina de pute și artistul. Ora, amândoi sunteți artiști, că regina de pute pentru mine e artistă, într-un fel sau altul. Ori are calități artistice. Ce vrea să vă spună? Că este dor de voi. Că regretă. Oh, 5 și 6. E dor și vrea să fie cu voi.
Șase de cupe e interesant. Speră la o justiție cu steaua, speră la un nou început. Asul de spade, chiar dacă e distanță între voi, asul de spade, nebunul. E o trezire, că am văzut și soarele, e o trezire. Ar vrea să începeți de la zero, ar vrea să vă împăcați, că șase de cupe înseamnă împăcare, da? Speră că se va face dreptate într-un fel sau altul, sau se vor echilibra lucrurile. Într-o formă sau alta. Ia să mai vedem. Bine, asta poate că n-ar trebui să ia. Mai întâi să iau cărțile și apoi să spun mesaje, ca să nu dau mesajele așa frânte. Ce vrea să mai spun acest personaj? Tot încearcă să iasă cărțile, dar se rețin, se abțin. Sunt multe, dar o iau doar pe asta. Se simte trădat. Trădat, trădată, într-o situație în care n-a primit ceea ce merita. Într-o situație plină de confuzii, de secrete, o ocazie pe care a pierdut-o, că o fi fost între voi, că o fi cu altcineva, pe care trebuie să o vindece. Ce vrea să mai spun acest personaj? Să fac patru variante. Șase de spade. Iar distanța asta dintre voi, o mare distanță. Lumea. 10 de bâte. Lumea amână sau distanța amână multe, multe lucruri între voi. Amână exprimarea adevărului, amână echilibrarea situației, a amânat, da? Și toată bucuria pe care ați simțit-o între voi, patru de bâte aici undeva l-am văzut și șase de cupe, se transformă în 10 de bâte în apăsare, așa cum șase de cupe se transformă în 5 de cupe. Deci toate lucrurile frumoase care se manifestă și pasional și emoțional între voi, poate chiar și la nivel de comunicare, se transformă în energie negativă din cauza distanței, eventual, și din cauza unei, ar putea să fie și a unui fost, a unei foste, sau unor adicții, sau unui stil de viață nesănătos. 5, 6 și 9 de cupe, după cum vedeți, multe emoții, multe emoții. Și dorința de a călători, dar să vedem în ce direcție. Ia să vedem. Ce se întâmplă acolo, ca să și clarificăm. Ah, ce frumos e, spre dragoste. Spre dragoste. Eu simt că acest personaj la un moment dat s-a ales pe el. Ori acum, ori la un moment dat. Și nu relația în sine, chiar dacă este dor, chiar dacă are lacrimi. Dar trebuie să lase în urmă. Eventual, apele tulbure ar putea să fie acel diavol pe care l-am văzut mai devreme, stil de viață toxică sau un fost o fostă, sau atmosfera toxică care s-a creat repede din cauza distanței, în mod special.
Oricum trebuie să iau o decizie cu acești îndrăgostiți. Ce manifestă? Dragostea pe cont propriu sau dragostea în relație? Mersi mult de inspirație. Wow, împăratul și împărăteasa, patru de bute. Mai, cineva iar a fugit. Cine a fugit de aici? 8 de cupe, 7 de spade. A fugit de flacăra sa geamănă. Zic așa, flacăra sa geamănă, pentru că e 4 de bute, apare împăratul, împăratul care suferă de altfel, da? Apare și împărăteasa, amândoi suferă, apare, vedeți, 4 de bute, împăratul, suferință maximă, împărăteasa, 9 de bute, iar 4. Ah. Probabil că regina de bâte să fie o tentație. Mm-hmm. Că tot apar bâtele astea. O tentație care... Sau un personaj gelos. Da? Cu magicianul manipulator. E un bruiaj în această relație. Din partea cui? A voastră, a lor? Poate știți, poate nu știți. Dar e un personaj care bruiază, a bruiat această relație. Ia, clarificăm 5 de cupe. Oh. 2 de bute. Știe că trebuie să muncească pentru familie, pentru job, pentru a-și face bani. Da? Și între timp plânge, suferă. Oricum, trebuie să-și facă niște planuri. Ia să vedem în continuare. Doi de cupe, 6 de cupe a fost clarificat de 8 de spade și puterea. Mai legătura dintre voi este foarte profundă. Foarte profundă. Dar ceva, ori un fel de a gândi, ori... O neîncredere în relație, în relații, probabil că ține, a ținut acest personaj sau s-a simțit legat. Ia, mai dăm. Un personaj care dorește foarte mult independență. Mai dăm o carte pentru 8 de spade, te rog frumos. Ce ține legat? Că-s foarte curioasă. Sunt 2 de 8. Vrea să se lupte pentru împăcare, am înțeles, regina de spade. Vrea să comunice. Că se gândește foarte mult la voi. Și e o luptă interioară. Eventual, multă durere. Și lupta interioară, cum să se împace? Clarificăm 9 de cupe. 9 de cupe. Bine, astea sunt textele lor. Texte. Sunt mesaje. Nu fac acum predicții, ci încerc să aflu mesaj. Mesaj drept. Ia uite, 9 de cupe, 5 de bâte. Mai dăm o carte pe 5 de bâte. Multe. Mai dăm o carte pe 5 de bâte. Uf, două cărți. 5, 7.
Cavalerul de cupe. Da, acest personaj nu a vrut să arate ce simte, dar acum vrea să manifeste. Vrea să manifeste un nou început. Vrea să se lupte, da. Vrea să se lupte. Pentru voi. Pentru că înțelege că sunteți ce și-au dorit. Nouă de cupe asta este împlinirea tuturor dorințelor. Da? Fără voi se simte singur sau singură, eventual. Ori și-ar dori să vă luptați pentru împăcare, ori își dorește să se lupte pentru împăcare. Da? Cavalerul de cupe și 9 de cupe, 10 de cupe, adică o relație frumoasă. În principiu, acest personaj se iubește. Dar totuși, e o realizare că totuși, fără voi, ceva lipsește. Șase de spade. Interesant, cum între, da, am văzut multe cupe. Dacă dați în urmă, ați văzut între împărat și împărăteasă multe bâte și spade. Probabil că sunt mulți oameni între voi, cavalerul de cupe și nouă de cupe, da? Între voi sunt multe intervenții și trebuie să protejați, trebuie să vă luptați. Șase de spade, nouă de monede. Regina de... Dacă e femeie, probabil că așteaptă să fie cucerită. Pentru că se întâmplă ceva acolo. Aici au fost niște... Acest personaj a trăit niște... Sau a experimentat o energie negativă. 5 de spade conflictual lângă un bărbat. Să zicem, rege de spade, foarte rațional și mai puțin expresiv emoțional. Și acest personaj este foarte emoțional și are nevoie de emoții, de pasiune, de dragoste, da? Și vrea să renască, eventual, și să-și vadă de calitățile sale, de abundența sa, vrea să meargă înspre nouă de monede. Dacă este femeie, aici, în acest context, dacă e femeie, această femeie merge înspre independența sa, nu mai vrea probleme, nu mai vrea inexpresiv emoțional. Vrea să renască dintr-o anumită poveste, eventual dintr-o relație cu un semn de aer, posibil. Sau cineva cu marcaj, neapărat semn de aer, marcaj.